echipa noastră a lucrat în ultimii 2 luni și ceva de ani pe proiecte de planificare strategică. Ce vedeți la Cluj, mai ales după 2007, se bazează pe munca noastră. Deci, practic, eu ce-am spus la proiecția Cluj, se bazează pe ceea ce a făcut. Și ideea la care am ajuns și pe care o să promovăm și să o dezvoltăm în Cluj prima dată, este următoarea. Orașele, fie că sunt mari, mici sau mijlocii, nu se mai pot dezvolta astăzi bine, numai în granițele orașelor sunt afecte. Deci se blochează. Fie ce oraș pe blochez din cauza traficului din alt oraș în apropiere, fie încerc să dezvolți o parte economică și nu pot să dezvolți, pentru că cei de legătine sunt toți oamenii, ceea ce știți că s-a întâmplat în cazul Clujului. Clujul, practic, și mare centru urbane, ce-au făcut în România până acum? N-au dat bogăție celorlalți, ce-au aspirat tot nivelul. Și teoria noastră este că acum o să se întoarcă un pic în momentul și nu mai se aspiră ce și se încep să mișinele să se facă lecție. Și atunci, foarte pe scurt, nu mai gândim dezvoltarea Clujului, nu mai gândim de la administrativ de orașului Cluj, nu mai gândim turna, nu mai gândim de la administrativ de la orașului turna, ci încercăm să ne gândim pe un pic pe o scară mai largă. Discutăm multe astăzi aici. Suntem foarte încântați. Vreau să vă spun că cei de aici se reprezintă poate unul la mie din echipa Turzi, echipă cu care ne-am format unul după altul în acești ultimi 7 ani. Cert este că ne-am asumat niște proiecte, multe la număr și cu de foarte mulți bani, cu mult curaj, chiar uneori asumându-ne nepopularitatea. Dar orașul a devenit viu, a crescut calitatea vieții și acum suntem în măsura în care putem spune că putem porni la drum. De-abia acum putem porni în adevăratul drum la care ne-am angajat în 2016. Noi apreciem foarte mult faptul că aveți deschiderea pe care o aveți, faptul că ne considerați parteneri de discuții. Vă mulțumim pentru acest lucru și o să răspundem și noi cu aceeași monedă de câte ori o să ne solicitați.